Și în același timp este și consilierul șefului statului major al ministrului de interne afgan. Deci are o recunoaștere profesională internațională, conduce acest contingent și consiliază un ministru din altă țară. Am considerat că îndeplinește toate criteriile pentru a reprezenta cu cinste Ministerul Afacerilor Interne în conducerea Jandarmeriei Române. Cam atât am avut de spus să vă anunț. Știu că ultima problemă a fost dezbătută de când sunt Ministrul Afacerilor Interne, mă refer la conducerea Jandarmeriei, analizată, intervievată, întrebată, și cred că astăzi am avut onoarea și ocazia să vă anunț noua conducere a Jandarmeriei Române. Dacă doriți întrebări. Cine erau la conducerea Jandarmeriei până astăzi? Ce se întâmplă cu ei exact? Domnul inspector șef, domnul inspector general Florea, se întoarce la unitatea din care a fost împuternic și la București, este vorba de Craiova, și domnul Ceaușescu, unul din adjuncți, se întoarce la Vâlcea. Încercarea de lovitură de stat pe care o are, adică plângerea cu această temă, și doi, mă interesează pe unde îi veți primi sau îi veți lăsa să intre pe vizitatori în data de 22 decembrie. Este un traseu stabilit, se intră pe poarta principală a fostului comitet central, o să fie deschise spre a fi vizitate și celulele fostei securități, beciurile din această clădire în curte, și în același timp cred că cetățenii vor fi curioși să urce, să vadă cum privea Ceaușescu acum 30 de ani piața din fața Comitetului Central la balconul Ministerului Afacerilor Interne, care este, iată, deschis publicului pentru prima dată în 30 de ani. Așadar, acest minister este al dumneavoastră și este normal ca dumneavoastră să intrați oriunde în această clădire. Bun, dacă îmi permiteți, întrebare puțin separată. Domnul Dragnea, pic că mai am o întrebare, să nu creadă doamna că s-o retragă. Dacă o va retragă. Este un moment în care nu mă pot exprima. În principiu, cred că da, dar trebuie să mă consult cu domnul inspector general, cu domnul secretar de stat Despescu, pentru că în ultima perioadă de o lună și jumătate Jandarmeria Română nu a prea colaborat cu conducerea Ministerului Afacerilor Interne în mai multe domenii, de la desecretizare până la unele decizii care au fost importante pentru România. De exemplu, acordul pentru domnul Oanță a intrat în jandarmerie în 3 decembrie și am aflat de el în Afganistan. Și când am venit, miercuri, am întrebat ce se întâmplă și cu ajutorul colegilor din minister am verificat pe unde s-a rătăcit acea solicitare a partenerilor americani de atâtea zile și ieri am rezolvat-o în 12 ore, această solicitare. Pentru că în Afganistan, discutând cu partenerii, ne-au anunțat că dacă nu trimitem acest acord, din luna ianuarie, acest post, cel mai înalt post pe care îl are Ministerul Afacerilor Interne, probabil va fi ocupat de către un reprezentant al Poloniei. Deci, comunicarea cu jandarmeria a lăsat de dorit în mai multe privințe, și la desecretizarea convorbirilor radio, de care ați luat act că au fost desecretizate în etape, cu multe întrebări, cu multe dileme, și evident că nu am pornit discuții despre strategii în jandarmerie, decizii în jandarmerie sau reorganizarea jandarmeriei, discuții pe care evident le-am putut demara de când domnul Despescu este noul secretar de stat pe acest domeniu de competență, și de astăzi, de
jumătate de oră de când a semnat ordinul, domnul Enescu va conduce destinele jandarmeriei. Puteți să fiți puțin mai explicit și să răspundeți probleme din partea jandarmeriei de comunicare și în ceea ce privește desecretizarea înregistrărilor, de unde au venit? Adică care jandarmerie nu a prea colaborat cu dumneavoastră? Păi conducerea jandarmeriei, că eu nu am discutat direct cu jandarmeria București, dar conducerea jandarmeriei a avut două probleme. Fie nu a comunicat bine cu mine, fie nu a comunicat bine cu structurile din subordine. În ambele variante sunt dezamăgit.